Da, mă, și ăsta arunca prin continuu ca un nebun, știi? Eu tot param, tot mai schivam, căutăm momentul oportun să lovesc. Cu toate că atunci când parez lovituri, nu prea zboară mintea în altă parte. Și așa, frate, mi-au să aminte ce m-am învățat într-un și fac! Pac! Iar spar față. Ești stângaci, Alex? Nu. Păi atunci de ce țigara ta invers? Cum invers? Stânga, o țin în fața gurii. Și dreapta, eu țin în fața gurii. Nu. E invers. E stânga în față, dacă ești dreptaș, ce ții tu, e gardă invers. Ia uite, mă, spune el mie, mă. Pau, e așa cum spune el, mă. Păi gândește-te și tu cum e mai logic. Mâna mai puternică trebuie să fie mai aproape de adversar, ca să lovească mai rapid. Deci, dreapta în față la dreptaș. Da. Probabil că aveți dreptate amândoi. Dar eu parcă așa știam că e. Păi da, n-a fost un meci de box în viața lui să contrazice el cu mine. Habar n-are ce box, se contrazice cu aia care au făcut. Box. Da, box. Te referi la sportul acela apărut în Etiopia prin 4000, în Europa în 1500 înainte de Hristos. Sport care în 688 a devenit sport olimpic și pe care grecii îl numeau pigme. Și care după căderea Imperiului Roman a renăscut în Anglia prin secolul XVIII, nu? De sportul ăsta vorbiți, băieți, nu? Dacă ai fi făcut cu adevărat box, știai să ții garda, Alex, dar n-ai făcut. Câtă lipsă de sinceritate față de tine însuți, atâta ignoranță. Și a scris în românii sub Mihai Voievod Bileascu.